cele șase persoane ce dețin funcții de conducere importante în cadrul forului județean din Vâlcea sunt suspectate de abuz în serviciu și abuz de încredere prin fraudarea creditorilor. Procurorii DNA și au dispus de asemenea și reținerea pentru 24 de ore a directorului financiar și continuarea urmăririi penale în cazul administratorului unei firme din Iași care oferă cetgovora asistență tehnică în vederea implementării unui proiect cu fonduri europene. Ultimii doi sunt cercetați printre altele pentru falsă în înscrisuri, la abuz în serviciu, instigare la spălare de bani în formă continuată și folosirea cu rea credință de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia. Conform ordonanțelor emise de procurori, cei doi, directorul financiar reținut și administratorul suspectat, ar fi inițiat în înțelegere cu cei șase suspecți din cadrul Consiliului Județean Vâlcea în perioada octombrie 2015 ianuarie 2016 un mecanism fraudulos prin care se evite executarea silită a conturilor firmei de Către creditori.